Așa că, doamnelor și domnilor, vă las pe mâinile celor de la Desperado! Bună seara, bine v-am găsit! Noi suntem trupa Desperado și suntem răvășiți, așa, după recitalul lui Florin Giuglea și al trupei sale. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Deci am văzut o gașcă, virgulă, care sună extraordinar de bine. Niște oameni, niște profesioniști extraordinari. Noi suntem niște oameni mai simpli, așa, mai de la țară. Și o să încercăm să ne ridicăm la nivelul pe care l-au impus ei. În seara asta vrem să vă spunem doar că suntem veriga lipsă, cum ar veni, care arată că muzica blues este peste tot, în tot și în toate, cum spunea Marin Sorescu. Orice trupă din lumea asta cântă practic blues, dar o face sub o altă formă. Noi o să vă cântăm din piesele noastre, o să cântăm și piese care arată originea blues a muzicii noastre și sper să aveți o seară faină aici cu noi. Îi mulțumim lui Sergiu, vă mulțumim vouă că sunteți prezenți și e foarte important un lucru, să ne simțim bine și mâine e o altă zi. Acum e acum, să trăim ce simțim acum. Oh,
început. Și a sunat ultimul ceas, pe mână prietenii te-au tras, ca un fraier, singur ai rămas. Oameni aleagă, fără noroc, se tot întreabă, pe ce nume nume loc. Oameni aleagă, renunță la loc, dacă te partea și nu se mai rău. Poate te-am obișnuit, pe zătura te-ai obosit, iar visul tău aproape s-a topit. Și noaptea te întrebi ades, ce ai să fii și ce-ai cules, să fie oare bine ce-ai ales. Foarte mult. După cum foarte multă lume știe, temele noastre principale sunt alcoolul și femeile. Bineînțeles că femeile ocupă un loc foarte important în viața noastră, de aceea avem o piesă care se cheamă O femeie ca și a mea, pe care o să vă cântăm chiar acum. Gata, guys? Nu, e reală. Fără niciun pisi, te rog frumos. Tu ești cu pisi. Ok. Un, doi, trei și...
Mulțumim foarte mult! După cum spuneam, încercăm în seara asta să punem cumva la loc vericile lipsă, să vă arătăm de unde ne tragem noi seva. O trupă americană cu niște gagii care arată senzațional și cântă extraordinar. Give me all the loving, guys! We'll be right back.
Acum chiar o să cântăm o piesă de blues. Facem, dacă vreți, o altă trupă, de data asta britanică,
care oricum și-a subt Seba din blues. E o trupă cu un gagiu care cântă prost cu vocea, cântă grozav cu chitara, acum e Chel și totuși e o trupă formidabilă. Money for Nothing de la Dire Straits. Refrigerators, you gotta move these colors.
Ne apropiem de miezul nostru, trupa care, practic, ne-a pus pe linie. Au o piesă care nu știu dacă ați auzit de ea sau ați auzit cu siguranță. Sweet Home Alabama. Alabama. All right, folks.
foarte fain. Ok, iată, vine Marcian cu un anunț în vârf de băț care ne spune de la clubul Road Patrol din Hunedoara, la mulți ani pentru Alina, azi și acum, Doamne ajută și sănătate! Pentru Alina, de la Road Patrol din Hunedoara. Mulți ani trăiască pentru Alina și pentru voi toți care sunteți în seara asta aici cu noi, o seară foarte faină. Să vă mai cântăm de la tipii ăștia, de la Lynyrd Skynyrd ceva. O piesă pe care a compus-o G.G. Kell și care se cheamă Call Me The Breeze, guys. Hai! Call me the breeze.
Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Marcian, stai aici că avem un pic de treabă. O piesă de la o trupă celebră care au compus piesa asta pe un ritm de blues și după care l-au făcut un pic mai deosebit. Deci, you got money, yeah? One, two, three, three. Money. Yeah.
Mulțumim!